Bun găsit tuturor, eu sunt Florin și azi despre noua concurentă care este fosta concurentă din Survivor. Ieri a intrat în casa iubirii Andreea Moromete, cea care a fost concurentă în sezonul trecut la Survivor și care a rămas în memoria multora prin ieșirile ei uneori de-a dreptul hilare. Memorabil este atitudinea ei la eliminarea lui Robert, cel care este concurent și în acest sezon de Survivor, când a început să urle că de ce mereu oamenii corecți și reali au de suferit, asta în timp ce ea avea în buzunar moneda care îl putea salva de la eliminare. Atât de penibil a fost momentul încât și Robert după ce a ajuns acasă și a văzut probabil video cu ea reacționând așa, nu înțelegea cum a putut să reacționeze, deși putea foarte bine să-l salveze. În plus a avut și alte ieșiri, a fost prieten cu unii dintre concurenți, după care ulterior a intrat în conflict cu ei, așa că ea nu a trecut neobservată prin emisiune, astfel că și în Casa Iubirii cred că se va face repede remarcată. De altfel, cred că deja a încercat să atenueze impactul pe care îl are intrarea ei în casa iubirii, tiut fiind comportamentul ce l-a avut în Survivor, încât a încercat să ne spună cum doar într-un an s-a schimbat atât de mult încât nu-i place persoana care a fost cu puțin timp în urmă. Sigur, probabil va încerca să se abțină de la a avea vreo dar sunt convins că atunci când ai concurenți ca Julia, Robi sau Patrick în casă, cred că la un moment dat unul dintre ei va apăsa butonul potrivit pentru a se porni vechea Andreea, cea pe care noi o cunoaștem de la Survivor. Dar cine știe, poate chiar s-a schimbat, totuși să-i acordăm o șansă, urmând ca în funcție de evoluția ei ulterioară, să apreciem schimbarea ei sau, din contră, să criticăm faptul că nu s-a schimbat. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!